Salut, prieteni, bine ați venit la Auto la Test. Mașina de față este veche, este un second hand, este furată în ghilimele de rigoare de la partenerul nostru de mobilitate Autoconcept în zona Autopeni. Este o mașină pe care eu merg de vreo câțiva zeci de kilometri cu ea și pot să zic că este wow. Ce-i drept, când a fost nouă, nu am testat-o pentru că da, putem să ne facem și noi un mea culpa, noi nu lucrăm cu Porsche România, pentru că nu lucrăm cu Porsche România de foarte, foarte mult timp și nu recomandăm mașinile de la Porsche România luate ca noi. În schimb, recomandăm mașinile grupului Volkswagen cumpărate ca second hand din Europa de Vest, nu neapărat din Weltauto, din Europa de Vest, mașini cu garanție, mașini cu carte service, mașini nesudate, netencuite, nebușite, reparate de Gheorghe, chiar și în reprezentanțele VW din România. Bun, mașina de față este senzațională din punctul meu de vedere, pentru că este fix mașina pe care eu mi-aș cumpăra-o dacă aș fi un client de Volkswagen sau de Audi, de VAC, da? Pentru că nu suport, eu personal nu suport SUV-urile, pentru că sunt foarte înalte. Da, ai vizibilitate foarte bună în trafic, în schimb ai costuri foarte, foarte mari. Pivot, bucși, brațe, suspensie, anvelope, totul este mai scumpă SUV și 99% din SUV-uri merg pe șosea. Și ca mine gândesc destul de mulți, din păcate cei care s-au dat jos de pe o mașină gen de clasă medie, cum e A4 ăsta, și s-au urcat pe un Q5 sau un Q7, gen au crescut un pic în rang, da? În fine, au câștigat niște mai mulți bani și au trecut și pe aia plâng prin servisuri că anvelopele costă 1500 de euro, că ăsta cum se cheamă, că au niște rate la leasing de 2000-3000 de euro pe an. Oare de ce? Pentru că sunt foarte costisitoare și la reparat. În schimb, vorbind de o mașină second hand, o mașină care nu mai are garanție, este un Audi A4 Allroad, da? Ca să-ți dai seama foarte bine, vorbim de, scrie 4, bine, toate allroad-urile sunt 4, dar trebuie să fiți foarte atent. Vorbim de allroad, nu vorbim de Audi A4. Toată lumea se duce și-și cumpără Audi A4 și Audi A4 e o mașină bună. În schimb, eu am fost adeptul, bă, dacă tot îți iei o mașină la mână, la două, ia-ți-o corespunzător, ia-ți-o de top, da? Și aici vorbim de un A4 cu nivel de echipare de top din punctul meu de vedere. Mașina nu este ea chiar mega curățică, hai să vedem, da, are și, n-am deschis până acum portbagajul, are haionul cu închidere electrică, aici avem niște preșuri, ok, hai să vedem dacă are roată de rezervă, nu are roată de rezervă, are doar acumulatorul, deci allroad-ul de generația asta, hai să vedem, poți să-l tragi și în partea de sus. Foarte, foarte smart, foarte, foarte, foarte smart din punctul ăsta de vedere Audi. LED-uri, când deschizi portbagajul. Mașinile astea din generația asta au costat undeva în jur de 50, 60, 70 de mii de euro cu dotări. Exemplarul de față, nu mai vorbim, care are LED direcțional, care are stopuri cu LED, care are toate nebunile posibile. Este o mașină care se vinde undeva la 19.000 de euro. Și la 19.000 de euro sub 200.000 de kilometri e game over, deci nu ai ce să-ți cumpere, adică poți să te duci spre un SUV cu garanție, în schimb, mă, la 19.000 și ceva de euro îți asumi și 3.000 de euro reparație, adică să te duci la un preț de Duster și din punctul meu de vedere, iar fac comparații cu Duster, iar o să mă criticați. Mașina asta are undeva în jur de 163 de cai putere, 350 de Nm, cutia e Stronic, DSG-ul longitudinal, în schimb, hai să vedeți, să vă deschid capota, să vedeți cum arată un motor de 200.000 de kilometri, de aproape 200.000 de kilometri. Ok, deci este 2.0 TDI, Euro 6, mașina este 2017, este o mașină care se vede foarte bine, a mers ăștia, kilometri ăștia fără niciun fel de menajament, n-a fost curățat motorul să fie gen Samsarel, cum vedem la alții. Calculatorul este pus acolo deasupra pompei de ABS, vasul de expansiune, 2.0 TDI, 163 de cai, turbina este în partea asta de față, filtru de aer, plusul de la baterie în caz că ai nevoie de ceva, amortizoare la capotă, bine, și capse pilotic începe pe capotă în caz de accident, în caz că e vreun pieton. Capitonaje marca Audi de acum 5-6 ani, când se făcea mai bine, inclusiv cauciucul ăsta care este pus acolo să-ți protejeze compartimentul motor, barele astea de rigidizare între oalele amortizoarelor, asta le vedem deja la seria 5 și seria 3. Deci este un produs despre care, capota este din aluminiu, despre care foarte, foarte multă lume nu prea știe multe lucruri sau îl vede, sunt importate cel puțin
la mâna a doua în România, cu 300, 400, 500 de mii de kilometri, gen cazane. Da, bun, ok, ți-ai luat un cazan de Audi A4 și după aia te plângi, doamne, că sunt proaste mașinile. Ok, trecem peste asta, asta e o mașină cu kilometri reali, sub 200 de mii de kilometri, din cauza Autoconcept este unul dintre cei mai serioși dealer de mașini second hand premium din România. Mașina merge fără niciun fel de problemă, nu bate, nu troncă, absolut nimic, toate reviziile sunt la zi, este încălțată cu anvelope Pirelli și în centru P7. Da, ceva de genul, nu pot să citesc invers, ca să îți dai seama un pic despre elementul de diferență între A4 normal și Allroad, vorbind de o vopsea care a costat vreo 800 de euro de nou, vorbind de o gardă la sol un pic mai mare față de un A4 Avant normal și vorbind de bandourile astea de aici, da? Pe care le vedem. Ei, bandourile astea, uite, care se continuă și pe portieră la Allroad, deci pleacă bandoul ăsta pe aripă și continuă și pe portieră, da? De, ăsta e un bandou despre care fanii Audi îl cunosc doar dacă este montat pe un Allroad. Chedere, totul este în regulă. Bine, o să ajungem și la interior. Mașina este echipată cu o tapiserie din piele, crem, arată foarte bine. Deci, argintiu ăsta spre crem la exterior, geamuri, fumurii pe partea din spate și evident un interior crem. Nu negru, cum toată lumea zice, bă, mi-au o mașină și mi-au interior negru. De ce? Că e mai ușor de întreținut. Greșit, dacă ești nespălat și nesimțit, o să fii să murdărească și ăla negru, da? Dacă ești un șofer civilizat și care ții la bunurile tale, bă, odată pe an îi faci tu un detailing, da? Asta înseamnă, dai și tu vreo 2-3 mii de lei, odată pe an să faci mașina impecabilă, da? Și în momentul ăla când îți face detailing, îți face și îți gresează tapiseria și nu o să ai probleme niciodată. Dom'le, că e mizerabilă mașina. Da, pentru că voi sunteți mizerabili, voi cei care nu preferați mașini cu interioare negre, da? Și din păcate sunteți foarte, foarte mulți. Mașinile trebuie să fie foarte mișto la exterior, în schimb trebuie să fie mult mai mișto la interior, pentru că tu trăiești la interior și din punctul meu de vedere mașina trebuie să arate mai bine la interior decât la exterior, pentru că acolo trăiești tu, acolo fizic pui tu mâna pe tot ce pe mașinuța propriu-zisă. Să puteți să vedeți și garda la sol este foarte, foarte mare din punctul meu de vedere. Deci o mașinuță, un best buy din punctul ăsta de vedere. Hai și la interior să vorbim un pic despre calitatea de fabricație și materiale. Ok, suntem și la interior, hai să dăm un pic clima. Să vedem dacă știm să dăm aerul condiționat ca ventilator. Un moment. Nu, îl dăm acum. Este un pic mai complicat. Grupul VAC. Bun, l-am găsit butonelul. Materialele sunt, după cum vedeți, sunt heptice. Adică dacă pui, te apropii cu mâna de ele fără să le atingi, da? Te poți duce, adică să vezi exact în ce stare este clima, de exemplu, da? Uite ce auto, da? De exemplu, tu când te duci la clima asta, tu nu-ți dai seama unde bate aerul pe omulețul ăla, știi? Și te pui așa și mama auto. Bun, ok, Audi a știut să facă treaba asta de la, cred că prima generație de TT, când apăsai pe el și aveai și ventilatorul și aveai și temporizatorul de la clima. În partea de jos avem niște butoane blank, că na, fiind, nu e cu toate cele 5 butoane, dar glumim, vorbim de o mașină aproape full option. Sistemul audio este ok, nu este cel mai de la ei, din generația aia. În schimb, îmi place că Audi a pus shortcut-urile foarte aproape de schimbător. Sunt aici, nu trebuie să te duci și în partea de sus. Și evident și astea sunt heptice, cum te-ai fi așteptat. Și ai buyer, îți dai seama, ai niște posturi de radio dubioase. Deci, astea sunt heptice, uite, poți să-ți dai seama, eu acum n-am apăs pe ele, da? Butoane clasice de meniu normal, zoom in, zoom out, în fine, că suntem pe o navigație mică. Da, este un display mic, în schimb este super suficient din punctul meu de vedere. Ultimii 16 km cu sub 6.3. Ce pot să vă mai arăt? Hai să vă arăt când suntem, că suntem astăzi, când filmăm. Uite aici, 10.000 de ore de funcționare, consum media overflow 1. Media pe ultimii 10.000 de ore de funcționare, sau 1999, sau ultimii 122.000 de kilometri cu medie de 29 de km la oră a fost overflow 1. Îmi funcționează aerul condiționat, deci am litri pe oră, atenție, în consumă 0,5 litri pe oră, da? Nu consumă un litru, îmi consumă mai puțin. Driver assist nu ne interesează. Are trafic,
toate nebunile posibile. Deci consumul mediu este 6,4. Este un interior de, atenție, vorbim de o mașină, de o mașină 2017. Adică vorbim de un cazan în ghilimele de rigoare, cum ar spune cei care și-ar cumpăra o mașină de 30.000 de euro SUV nouă de 100 de cai. Totul la interior este quality, tapiserie din piele, totul este senzațional. Adică trebuie să fim un pic pragmatici, să înțelegem de ce românii își cumpără cu ochii închiși mașina mâna a doua premium și nu se duc să-și cumpere o mașină nouă. E, uite din cauza asta. Da, volanul este un pic tocit, că are 200.000 de kilometri. Uitați-vă și voi. Deci, no, ai toate chestiile posibile pe care ai putea să le ai pe o mașină de ultimă generație. Padele, da? Vorbim de cutia S-Tronic, da, care este aici. Da, trebuie să te obișnuiești un pic. Îmi place că au pus volumul de radio aici. Aici poți să pui un fel de ceva, da? N-are wireless charging. Ba da, are wireless charging. Culmea, șoc și groază. Are wireless charging pentru mașina din 2017, da? USB-uri, în caz că mai vezi niște blogger din ăștia. Domne, și nouul model 2024 mi-arată două USB-uri, da? Da, și ăsta de acum 250.000 de ani le are și s-ar putea să fie mult mai funcționale decât cele. Oglindă electrocrom fără margini. Deci e un produs premium, un produs care își merită toți banii din punctul meu de vedere. Ok, hai să mergem și să vorbim un pic și la interior, să vorbim un pic despre comportamentul rutier al mașinii. Ok, suntem la... Hai să vedem cum arată o repriză în modul normal, da? Deci, puteți să stați liniștiți pentru că suntem în afara localității. El nu știu ce citește acolo, este un 30 la oră din alte localități. Acum am intrat în localitate și ați văzut, mașina merge, nu este anemică, bine, nu este niciun 3000 V6 TDI cu un iSync cu 8 trepte și culmea, aia a fost cea mai bună motorizare pe modelul ăsta de mașină. În schimb, toți românii își cumpără, după cum bine v-ați așteptat, își cumpără motorul mai mic, cu cilindrie mai mică, 2.0 TDI, ăsta e ok. Deci vorbim de o transmisie S-Tronic, cu 7 rapoarte, este un DSG longitudinal. Noi l-am criticat foarte mult, dar ajungem să tragem concluzia că S-Tronic-urile astea cad pentru că sunt șoferii, nu știu să le întrețină, adică nu schimbă uleiul. N-ai schimbat uleiul, la revedere Vera, îți asum 3.500 de euro, da? Mașina asta are aproape 200.000 de kilometri, merge fără probleme. Noi acum mergem pe niște denivelări și pot să vă spun că mașina asta bate la curul gol orice SUV de clasă compactă de până în 40.000 de euro în 2024. Adică efectiv garda la sol, am impresia că e mai mare de la SUV-uri, la all-road ăsta, la A4 all-road. Da, nu are suspensie hidropneumatică nici cum aveau generațiile precedente de la Audi, dar nici că ai avea nevoie. Transmisia ține durația evident la 1100 de rotații pe minut, pentru că nu ai nevoie, efectiv totul trebuie să stai acolo. Și acum ar trebui să scadă consumul sub 7 litri pentru că am avut kickdown-ul ăla, dar se vede foarte bine că avem un pic peste un sfert de rezervor, range 320. Deci este horror cum o mașină, horror în ghilimele de rigoare, cum o mașină de acum 8 ani de zile, cu sunt niște sute de mii de kilometri, poate să meargă atât de bine, poate să consume atât de bine, poate să fie atât de bine antifonată și să-și păstreze valoarea. Deci trebuie să înțelegeți că în 2024, când vedeți printre cititorii noștri cei aproape 50.000 de followers pe Facebook, când comentează și zic, bă, niște cazane despre astea noi. Noi testăm mașini noi de foarte, foarte mult timp și nu prea testăm mașini second hand, decât destul de rar modele care chiar merită și sunt interesate. Ei bine, trebuie să înțelegem pe cuvânt, pentru că vorbim de o clasă de cetățeni care au pus mâna pe așa ceva și știu. Și pe ăla e greu să-l convingi să-i dai o mașină care are 100 de cai și costă, sau cum e Dusterul nou, hibrid de 140 de cai și costă 30.000 și nici măcar jumătate din dotările all-road-ului ăsta de acum 8 ani de zile. Este foarte greu să-l minți pe ăla, este foarte greu spre imposibil, adică o să râdă la tine. Și da, știu că sunteți voi fanii mașinilor noi. În schimb, da, mașina nouă e mașină nouă. În schimb, dacă ai o marjă de financiară în care să-ți asumi și niște cheltuieli în caz că se întâmplă ceva,
Go for it, ia-ți o mașină. De ce? În primul rând, mașina asta are 500 de euro în cap. Și atenție, ia-ți o mașină serioasă, de la un dealer serios cu un autoconcept. Adică nu-ți lua de la nu știu ce Sam Sărel, care să scadă cutia în 3 zile sau motorul, sau să n-aibă ulei sau de, da, din alea, s-au făcute din 3 bucăți. Că s-a mai întâmplat și în momentul ăla, da, românii se duc și își cumpără mașini din afara țării. În schimb, o mașină corectă, o mașină cu carte service, o mașină eventual luată din România, cu mentenanță, cu tot ce putea să vrei de la o mașină second hand cu un preț corect. Atenție, asta mă costă? Cost cât un Duster de 1.0, da? Ei, atunci discuția altfel, da? Hai să vă arăt acum repriză, 48 de km la oră. Da, de cel mai slab motor de la Allroad. Deci mai slab de tău nu există. Deci, ce, spuneți-mi și mie, ce 1.0 TC cu GPL vreți, mă, fraților? Că nu merge, adică un motor care este de generație veche. Și atenție, Euro 6, adică corespunde normelor inclusiv actuale, da? Bine, nu, temp E sau temp D, cred că e temp B ăsta, sau ce. Nu contează, e irrelevant, mașina merge foarte, foarte bine. Deci, comportament rutier de nota 10, ce vreau să mai zic, antifonări, siguranță, consum foarte mic. Dom'le, îmi iau mașina aia cu tare, cu Dacia aia hibrid, când consumă puțin. Bă, uite acolo, consum 7 litri de motorină, știi, în mod real, sau ultimii 128.081. Vreau să văd și eu mașina aia să aibă 150.000 de kilometri, fără niciun fel de problemă tehnică. Cu mașina asta n-a avut niciun fel de problemă tehnică, adică n-a avut niciun fel de rechemare. Nu mai vorbim de materiale la interior și alte nebunii. Deci, comportament rutier, 4.0.100, viteză maximă, consum, mentenanță ieftină, piesele sunt ieftine, că sunt, bine, în afară de suspensie, că aici vorbim de brațe suprapuse, vorbim de Audi și aici e diferit față de Mercedes și BMW, însă chiar și așa, mașinile astea sunt în continuare de actualitate, sunt niște mașini bune, sunt niște mașini care își merită banii din punctul meu de vedere. Așa că dacă vă place ce facem, ce vorbim și ce punct de vedere editorial avem, că vorbim și despre mașini second hand și despre mașini noi, bine, mai mult despre mașini noi și despre componenta lor tehnologică, dar hai să vorbim un pic despre fiare, da? Hai să lăsați plasticele, tabletele și alte display-uri. Pă, domnule, ce mișto e, ce frumoasă e, știi? Și tu ai vorbit jumătate oră despre nimic, despre o tabletă și despre un soft. Dai cu degetul, pă, nu merge. Hai să vorbim de cutie, hai să vorbim de motoare, hai să vorbim de performanțe, trend de rulare și alte nebunii. Deci dacă îți place ceea ce facem, dați-ne un like și un subscribe, pentru că doar așa putem să creștem mari și doar așa putem să vă prezentăm mult mai multe mașini interesante și recomandate de doctor în comparație cu ceilalți care fac blogosferă și cam atât în automotive, adică nu fac automotive presa auto, fac blogosferă și acolo e un pic de diferit pentru că acolo o faci pentru rating. Mulțumim!